Nu, chiar ești dragă, am văzut. Ieri îmi zicea că s-a supărat că... De ce? Că, nu că s-a supărat, cumva că... Știe că greșește uneori cu fazele cu domnul. Eu greșesc? Nu, ea. Știi, că mai dă câteodată până la Moldova, că se distrează așa cu el. Numai că el poate pune votul, știi? Aia, dar mie nu, mică, eu știu... Adică, nu, e o femeie matură și nu pune votul la vrăjală păi de corect. Serie. Și dacă zici un lucru, mie mi-o zi la început niște chestii. Mă gândesc că nu-i prostă și știi să pună votul la vrăjală, dar, mică, ce vede lumea? Da. Că lumea nu zice, bă, așa să joacă. Așa e de mine, mă. Așa, tu crezi că eu nu știu multe, că să știu și nu-s prostă. Da. Mii de lume de acasă, ce o să înțeleagă când vede cercul ăsta de aici. Lumea vede și interpretează altcumva. Și se uită toate categoriile de oameni. Exact. Și unul influențează pe altul, mai face unul o postare, pun botul sub. Ești geloasă al naibii de rău. Nu, dar nu vreau să fac, când ești jumătatea, ești. Auzi, ești. O să fac cap de porc. Ba da, ți-i gândesc, frate, nu ești geloasă. Nu, să fac altceva. Poate nu-ți dai seama, dar ești geloasă. De ce ne spuneți la fel? Sunt geloasă. Geloasă? Cum la fel? Dacă eu mi se pare normal dacă îți place ceva, ce am eu pentru tine atunci când tu capi. Nu, bă, dar mai fac și glume, adică cum Mimesc, să nu, adică în sensul ăsta, și dacă e a tău. Fetelor. No, nu, băgați, nu, dar n-am zis o ca o critică. Știu, nu, dar chiar așa am descoperit de o chestie la tine tot. Chiar nu mi-a spus nimic, un pic niciun băiat nu mi-a spus. Pe băieții le place. Nu, chiar nu mi-a spus nici nu că sunt geloasă. Dar nu ești geloasă. Nu. Cum se explică? Nu ești geloasă la modul nasol. Da, ești drăguță așa geloasă, subtilă. Adică... Că cu Livia nu merge niciuna în cameră, da. Știi? Păi... Plastică de Andrei merge cu nu știu care. Da, și se pică. A, pe care îți place așa mult. Mădă. Probabil sau de ideea. Nu-i faza de asta, nu stai să forțez oamenii. Turculeț e tu. Dar nu forțez pe el. Eu zic de ele că eu știu ce vrea el, de-aia, tocmai el. Carită, turc, mult, că dacă ar fi gen Jador, vă dau la fapt, n-aș voi spune nimic. Am ochi numai pentru ea. Încă de la începutul emisiunii am studiat toate fetele, toate au foarte multe calități, însă ceva m-a atras la Andreea și mi-a menținut poziția și o să ce te atrage cel mai mult la Andreea? O carte, dacă aș scrie, n-ar avea destule pări. Am scrie pe toate paginile, fundul. Da. Da. Uite, să vezi, de asta vorbeam despre puterea dragostei. Lasă, fundul cel mai important. Da, a trebuit să strigi. Nu, ca și aspect fizic, toate fetele sunt frumoase. Însă, da. Ca și aspect fizic, toate sunt frumoase. Însă, da. Însă ea are un plus. Ce... Vine un coa. La mine este gentleman, nu trebuie să te superi. A fost gentleman aici, nu ai de ce să te superi. Păi și dacă ar alege pe altă fată, adică dacă el vrea, a zis că nu alege. Singurul meu interes este Andreea și inima ei. Sufletul. Măi, dar ce ai făcut? Ai mâncat toată mierea azi dimineață, tot zahărul, ce am mâncat tot... gem. În borba de miere am mâncat în casă. Astăzi gemul, ieri ciocolata. Cineti, banane. Gata. Dacă n-am apucat la grătare ieri, am zis că mă răzbun. Cum? Ce ai zis? Dacă n-am apucat la grătare ieri, am zis că mă răzbun astăzi și le-am mâncat gemul. Da, foarte frumos. Da, interesant. Mă bucur. Doamne, ajută să fie adevărat ceea ce vedem acum. Și să nu fie nimic nimic forțat. Da, acum să-mi spui tu mie. Ce vârstă ai tu? Merg pe 24. Da, mulți înainte, deci înseamnă că ai 23. Da, da. Tot mai mult ar pune. N-are nimic. Și tu, Andreea? 30. Să fie vârsta vreo problemă între voi? Nu cred. Mai mult să plac tine. Nu, pentru că... Găina bătrână face seama bună. Caracterul lui nu mă face. Și morcovul tânăr.